să fii slăvit, Iisuse, pentru mine, sărac tu ai trăit, la tine ori și cine refugiul și-a găsit. Iubite Tată, în numele Domnului Iisus venim înaintea Ta să-ți mulțumim pentru timpul acesta de rugăciune și de ascultarea cuvântului Tău, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru că avem posibilitatea aceasta să o facem în liniște, Doamne, și fără ca să fim asupriți de cei care nu cunosc cuvântul Tău, Doamne. Te rog, Doamne, să binecuvântezi pe fiecare frate care a ales în această seară să fie în casa Ta de rugăciune, Doamne, și te rog ca să faci simțită prezența Duhului Tău cel Sfânt și tot ceea ce vom cere în rugăciune, Doamne, să fie după voia Ta și nu după voia noastră, Doamne. Și știm, Doamne, că Tu vei da răspuns la timpul și la momentul hotărât de Tine. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate, în numele Domnului Iisus. Amin. Așa cum să mai vrea să citim un pasaj din Scriptură pentru această seară, din Filipeni, capitolul 2, versetul 3 și 4. Filipeni, capitolul 2, versetul 3 și 4. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Amin. Vă rog să luați loc. Din aceste versete se observă contrastul dintre căile lumii, care sunt cearta, slava de șartă, egoismul, și planul lui Dumnezeu pentru biserică, smerenia sau altruismul. Alte versete care arată același lucru sunt Marcu, capitolul 10, 42 la 44, sau Iacov, capitolul 2, de la versetul 1 la 8, și mai sunt și altele, multele în Biblie. Smerenia este opusul mândriei și este o evaluare personală din perspectiva cuvântului. Este greu astăzi să-i vorbești omului despre smerenie, fie ea o mare virtute, un mod de urmare și imitarea Domnului Iisus. Totuși, smerenia este necesară pentru că ne descoperă adevărata față, ne ajută să depășim falsitatea și ipocrizia. Smerenia față de alții va duce la relații armonioase. Duhul de ceartă și slava de șartă sunt cauza celor mai multe dezbinări în biserică și chiar în familie. Este foarte bine ca nemulțumirile să nu se spună la mânie. Aceasta ar putea cauza multă durere celui de lângă tine și chiar ție.
De foarte multe ori nu ne este străină în mintea noastră expresia nu mă cobor la nivelul lui, dar cineva superior nouă s-a coborât la nivelul nostru, iar acel cineva este Domnul Iisus. S-a coborât la noi pentru a ne ridica la El, s-a făcut asemenea nouă pentru ca și noi să avem posibilitatea de a fi asemenea Lui. Foloasele altora este cuvântul cheie din acest fragment, reprezentând conduita creștină. Gândul la ce este mai bine pentru celălalt ar trebui să-l motiveze pe oricare creștin. Înainte ca să începem să ne rugăm, aș vrea să dau câteva îndemnuri de rugăciune pentru prima parte a timpului de rugăciune. Să cerem ajutorul Domnului ca să privim dincolo de necazul nostru pentru a vedea necazurile altora. Așa cum este scris în Efeseni 4:2, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste, să facem și noi același lucru. Să avem putere și curaj de a ne recunoaște defectele. Știm că niciunul dintre noi nu este perfect. Să ne cerem iertare ori de câte ori greșim și să dăm iertare celui ce ne-a greșit. Să cerem Domnului putere de a ne controla mânia, sentimentul de furie sau ori altceva negativ este în noi. Astfel, dacă nu vom înfrânge aceste lucruri, vom ajunge să fim conduși de cel rău. Cu aceste gânduri am dorit să ne ridicăm și să începem să ne rugăm, fiecare pentru el însuși, în rugăciuni scurte, iar în a doua parte ne vom ruga pentru cei bolnavi și pentru cei bătrâni sau alte cazuri de rugăciune. Să începem un frate și o soră. Doamne, îți mulțumesc și eu pentru seara aceasta, îți mulțumesc pentru toată purtarea ta de grijă, îți mulțumesc că te îngrijești de cele mai mici nevoi din viața noastră. Doresc și eu să trăiesc o viață plăcută înaintea ta și înaintea oamenilor și îți mulțumesc că mă asculți la aceasta. Amin. Mulțumim, Tată, în numele Domnului Iisus, că ne înveți cuvântul vieții. Mulțumim că ne înveți să avem gândul Domnului Iisus. Mulțumim pentru că ne înveți smerenie. Mulțumim că ne înveți de a simți pentru ceilalți. Ajută-ne, Doamne, ca aceste lucruri să le dovedim fiecare dintre noi, practic, astfel câștigăm suflete pentru Tine și prin această atitudine numele Tău va fi slăvit. Amin. Doamne, Tată, și eu te laud că te îndur de noi și ne faci după îndurările Tale și nu după meritele noastre. La îndurarea Ta nădăjduiesc și eu pentru viața mea și pentru cea a copilor mei. În mult deosebit, te rog să-mi dai har ca ceea ce știu în cuvântul Tău să împlinesc și te rog, stăpânește-mă Tu cu Duhul Tău cel Sfânt și roada Lui să se vadă în viața mea. În numele Domnului Iisus, te rog. Amin. Doamne, Tu știi cât de greu îmi vine smerenie și de câte ori procedez într-un fel care neagă prezența în viața mea. Te rog să-mi schimb atitudinea și să mă ajut să pot să învăț la Domnul Iisus. Amin. Amin. Mulțumesc și eu din adâncul inimii, Tată, că mă rabzi. Mulțumesc că te-ai îndurat de mine și mi-ai dorit mântuirea Ta și îți mulțumesc că ai început o lucrare și în ființa mea și pentru faptul că Tu vei duce la bun sfârșit. Te rog mult de tot să faci ca și în viața mea să fie prezentă smerenia și blândețea, Doamne, și să fie cunoscută de cei din jurul meu. Binecuvintează-mă cu un duh liniștit, cu un duh de înțelepciune, cu pacea care se poate, care vine numai de la Tine, Doamne, ca în prezența Ta să mă bucur oricând și cei din jurul meu să cunoască că sunt copilul Tău. Binecuvintează toată casa mea, Doamne, cu sănătate, cu cele trebuincioase. Binecuvintează-ne să ascultăm de Tine în tot timpul, Doamne, și să-ți fim recunoscători în fiecare clipă pentru toate. În numele Domnului Iisus, mă rog și îți mulțumesc. Amin. Îți mulțumesc și eu pentru ziua vremei, Tată, și te rog înainte, Doamne, să
Privești, Doamne, și la starea mea, Doamne, și să-mi arăți ce-mi stă rău. Să pot să am din nou bucuria mântuirii. Doamne, Tată, și eu vin înaintea Ta și Te rog să mă ajut, Doamne, să mă smeresc înaintea Ta. Te rog să-mi curățești inima, Doamne, de tot ce este păcat, de tot ce nu se aparține. Te rog să mă ierți, Doamne, dacă de multe ori am deschis gura, Doamne, și am strânit ceartă, Doamne. Te rog să mă înțelepțești, Doamne, să mă ajut să privesc la Tine, Doamne, să mă adăp din cuvântul Tău, să tac înaintea Ta, Doamne. Doamne, Te rog și pentru cei care sunt în suferință, Te rog pentru mama soacră, Te rog să Te înduri de ea și să lucrezi la sănătatea ei, Doamne, și Te rog să o ridici, Doamne, și să o întărești și să-i dai vindecare dacă e voia Ta. Pentru toate Te laud și îți mulțumesc în numele Domnului Iisus. Amin. Dear Lord, thank you for this day and thank you for dying on the cross for our sins, Lord. Please help all the sick people and please forgive all my sins and please help my dad and my grandmother to turn to you. I pray in Jesus' name, amen. Doamne Iisus, îmi mulțumesc pentru această zi și mulțumesc pentru cine de aia și te rog ca să fii cu mine, ca să iubesc pe tot în jurul meu și ca să văd necazul altor. Amin. Doamne Iisus, îmi mulțumim pentru ziua aceasta și îți mulțumim că am putut să venim în casa Ta. Te rog să mă ajut să fiu o binecuvântare pentru toți cei din jurul meu și te rog să-mi ierți toate păcatele mele și te rog să ajut pe toți cei bolnavi din biserica aceasta. În numele Domnului Iisus, vă rog, amin. Doamne Iisus, îmi mulțumim pentru tot ce ne-ai dat și pentru ziua aceasta și te rog să ajut pentru cei care sunt persecutați și te rog să ajut pe Ioana să se facă bine. Mulțumim, amin. Doamne Iisuse, iartă-mă de greșelile mele și te rog ca să iubesc pe toți în jurul meu și te rog ca să fii cu bunica mea. Amin. Tată Ceresc, și eu îți mulțumesc și te slăvesc pentru că te-ai îndurat și de mine. Te rog să mă ajut să am o atitudine smerită înaintea Ta și mulțumitoare și recunoscătoare pentru că tot ce e bun vine de la Tine și Tu ești în control în toate, Doamne. Te rog să te înduri de cei care sunt în călătorie, familia Murg, Irina Șerban. Te rog să binecuvintezi și pe sora Natasha și să-i dai bucurie și mulțumire și dragostea Ta, Doamne, să fie proaspătă în viața ei. Te rog, Tată Ceresc, și să binecuvintezi și pe sora Lidia Selagia și pe sora Marusia. Îți mulțumim și vreau să mă rog și pentru mătușa mea, Betulina, care a avut o operație, să o binecuvintești și să o întărești. Te slăvim și îți mulțumim. Amin. Părinte Ceresc, te prăzăvesc pentru această seară posibilitatea de a fi în închinare împreună cu biserica Ta răscumpărată. Binecuvântat, te rog pe fiecare care în această seară a avut dorința de a fi împreună, să ne rugăm împreună, să putem să purtăm poverile unul altora. Îți mulțumim pentru încurajarea cuvântului din această seară și în același timp pentru mustarea care ne-a făcut-o. Doamne, ajută-mă și pe mine să am o atitudine corespunzătoare față de cei din jurul meu, o atitudine biblică de care Tu să te bucuri. Amin. Doamne, Tată Ceresc, îți mulțumesc pentru bucuria pe care mi-o dai că sunt un copil al Tău, nevrednică cum am fost, Te-ai îndurat de mine, Doamne. Doamne, Te rog, în numele Domnului Iisus, Doamne, să-mi dai o smerenie autentică, nu lucrată de mine, pe care să nu arăt eu în fața oamenilor, ci să fie adevărată și să-i văd pe ceilalți mai presus decât mine, cum îi vedeam la început, Doamne. Te rog, Doamne, și pentru iubiții mei, Doamne, toți, pentru copilași, în primul rând, să-i binecuvinteze, îi păzești de orice rău și cu mersul în România să le fie bine și pe drum și acolo și la întoarcere. Îi păzești de orice rău și să-i binecuvinteze în cunoașterea Ta. Te rog pentru lucrarea din Peru și pentru Marc și Adina să-i binecuvinteze. Te rog pentru sora Natasha și pentru fratele Viorel Dobrescu și pentru toți cei ce strigă la Tine, Doamne. Să ne rugăm unii de alții, pentru alții și îți mulțumesc că mi-ai dat harul ăsta și te slăvesc. Amin. Doamne Iisuse, Tu ai spus să învățăm de la Tine că Tu ești bun și smerit cu inima. Abia atunci vom putea să vedem pe aproapele nostru mai presus de pe noi înșine. Dacă avem smerenia care vine de la Tine, nu aceea care ne pare nouă cu avem. Doamne, învață-ne Tu lucrările Tale, lucrurile Tale, căile Tale, Doamne, cuvântul Tău, Doamne, să pătrună în inima noastră. Fă din inima noastră un ogor bun, Doamne, care să aducă roadă pentru Tine. Mulțumim că vrei să ne vorbești de fiecare dată când ne întâlnim cu Tine aici, în casa Ta, cu cuvântul Tău. Binecuvântează și pe fratele Dănuț. Mulțumesc pentru mesajul din seara aceasta, Doamne, și pentru felul în care Tu găsești întotdeauna să vorbești inimilor noastre prin Duhul Tău cel Sfânt. Binecuvântează-ne așa cum stăm înaintea Ta și îndură-Te de fiecare dintre noi după nevoile fiecăruia.
spirituale, trupești și materiale, Doamne. Înaintea Ta sunt toate și le încredințăm în brațul Tău că Tu vei lucra. Mulțumim pentru toate, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Tată Sfânt din Cerul, Te rog să mă primești în slăbiciunile mele, Doamne. Te rog, Doamne, să mă ajut să-ți rămân credincioasă până la capăt. Nu sunt smerită, Doamne, și nu Te iubesc destul ca să fac voia Ta. Te rog, Doamne, să mă ajuți. Te rog să privești la mine, Doamne, și să schimbi, Doamne, asemănarea cu Fiul Tău. Și fii slăvit pentru că Tu ești Domnul meu și Tu poți să schimbi toate lucrurile și ai în control toate lucrurile. Trimite-ți, Doamne, Îngerul Tău peste adunarea noastră. Și fii slăbit, Doamne. Amin. Să mai slăvim pe Domnul cu o cântare. Cântarea de sub numărul 962. Odată l-am văzut trecând cu turma pe păstorul blând. Mergea cu turma la izvor. Blândul păstor. Pe oaia ce căzuse jos a ridicat-o el duios și-a luat-o în brațe a doua parte a timpului de rugăciune, am dorit să ne rugăm pentru cei bolnavi, pentru cei în suferință, bătrâni. Aș avea și eu câteva motive de rugăciune. Aș dori să ne rugăm pentru o nepoată de-a mea din România. Este fiica surorii mele care suferă de o boală destul de rară. Are o deviație a coloanei, dar este o deviație stânga-dreapta, nu este ca de obicei cocoșat, este stânga-dreapta și are o deviație de 40 de grade și este la limita de operație. Deci la 45 de grade nu se mai poate repara decât prin operație. Aș dori să ne rugăm ca Domnul să o vindece dacă este voia Lui să nu ajungă la operație și voia Lui să se facă. Aș dori să ne rugăm și pentru activitatea care va începe mâine, Campul Father and Son, ca Domnul să ne poarte de grijă acolo. Și aș mai dori să ne rugăm și pentru sora Viorica Pobega, care iar nu se simte bine și
Domnul să se îndure și să-i dea sănătate dacă este voia Lui. Dacă mai sunt și alte cazuri de rugăciune, vă rog să le spuneți acum. Denisa. Da, pentru sora Marinela Ștef, pentru sora Natasha. Dacă nu mai este altcineva, să ne ridicăm și să continuăm să ne rugăm și aș dori să fim atenți la rugăciunile fraților. Și dacă un frate s-a rugat pentru anumit caz, vă rog, nu vă mai rugați până la sfârșit, să apucăm să ne rugăm pentru fiecare caz în parte. Dacă timpul ne permite, după aia ne putem ruga și de două, trei ori pentru fiecare caz, da? Încercați să ascultați rugăciunile și să putem să ne rugăm pentru fiecare. Tatăl nostru, te rog frumos, binecuvântează ziua de mâine cu tații și băieții și ajută-ne să avem o părtășie minunată, să putem să avem un timp în părtășie și te rog, îndură-te și de cei mai bătrâni, de fratele Ieremia, de sora Marinela, de fratele Chisop, de sora Natasha, de toți cei care sunt în durere și te rog, dă-le ușurință și ajută-i prin timpul lor în Iisus. Amin. Doamne Tată Sfânt, cu mulțumire vin și eu înaintea Ta și îți mulțumesc pentru această zi, îți mulțumesc pentru cuvântul din această seară. Te rog, Doamne, să mă ajut să-L strâng în inima mea, Doamne, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Te rog apoi, Tată Sfânt, Tu care ești un medic minunat, te rog să Te atingi în continuare de Denisa, să lucrezi la sănătatea ei, Doamne. Te rog, Doamne, să o ajuți, Doamne, să treacă cu bine și peste această încercare. Te mai rog, Doamne, și pentru tati. Te rog, Doamne, să lucrezi în continuare la sănătatea lui, Doamne, și eu îți mulțumesc. În numele Domnului Iisus. Amin. Slăvim și binecuvântăm numele Tău. Ești vrednic, Doamne, de toată lauda. Am venit și în această seară împreună. Vrem să unim rugăciunile noastre, să le aducem înaintea Ta. Pentru toți cei care, Doamne, sufăr, pentru cei care sunt bolnavi, au fost amintiți și atâția, Doamne, și sunt atâți care strigă după ajutorul Tău. Doamne, îndură-Te de fiecare, Doamne, și vină, dă-le alinare, dă-le, Doamne, putere să treacă prin suferinți, prin necazuri în toate, să poată avea privirile îndreptate spre Tine și El care-i suferit atât de mult pentru ca să ne mântuiești, să ne fericești. Mulțumim că ne vei asculta rugăciunile, vei binecuvânta pe cei care au nevoie de îndurarea Ta, de pocăință, de mântuire și pentru ei ne rugăm. Te rugăm, ascultă rugăciunile și dă binecuvântarea Ta peste fiecare suflet din noi. Amin. Iisus, îmi mulțumesc că am venit de casa Ta. Ajută pe Denisa să fie mai bine și ajută pe bunică să Te știe și mai mult și să fie mai bine. Ajută pe bunii Vicky și îmi mulțumesc pentru această zi. Amin. Doamne, Tată, Părinte Ceresc, și-o vin să Te laud, să-ți mulțumesc pentru cuvântul Tău, Doamne, din care Te vedem pe Tine, Doamne, și vedem cum trebuie să fim și noi, Doamne. Rog, Doamne, să ne ajuți, Doamne, ca să seamănăm din ce în ce mai mult cu Domnul Iisus Hristos. Să fim smeriți, Doamne, și să nu fim egoiști. Te rog, Doamne, să fie binecuvântarea Ta, Doamne, să fie peste toți cei care vor merge la Father and Son. Și te rog, Doamne, pentru sora Marinela Ștef să-i dai sănătate. În numele Fiului Tău, Iisus Hristos, Te rugăm. Amin. Dear Lord, thank you for this day, thank you for everything you gave me, and thank you for bringing me into your house and help my dad and my grandma to turn to you. Thank you for giving me a family. In Jesus' name I pray. Heavenly Father, I thank you for this day. Thank you for all you did for me. I thank you for all the blessings you gave me. Please help all the people who are sick in this church, Lord. And I also ask that you please help us so we could be a light to all the non-Christians and all our friends around us. In Jesus' name, pray, amen. Doamne, Tată, vin înaintea Ta, Doamne, și recunosc că sunt neputincioasă, Doamne, și Te rog să privești la mine, la starea mea, Doamne, Tată, Te rog cum o să-mi ieți slăbiciunile, Doamne. Te rog frumos să mă împuternicești, Doamne, să fac în voia Ta, Doamne, Tată, să nu mă abate calea Ta, Doamne, să perseverez, Doamne, să rămân în cuvântul Tău, Doamne, Tată, ca să pot să fac voia Ta. Te mai rog frumos, Doamne, pentru nouul an școlar, Doamne, Tată, Te rog frumos pentru toți studenții și elevii, Doamne, Te rog frumos, ajută-ne să fim disciplinați, Doamne, și să continue to work hard and to keep it up, Doamne.
Și te mai rog frumos, în special, Doamne, pentru sora Pobega, Doamne, te rog frumos să te înduri de ea în bătrânețea ei, Doamne, să-i dai vindecare după voia Ta. Amin. Tată Ceresc, îți mulțumesc în numele Domnului Iisus Hristos pentru ocazia aceasta de a fi înaintea Ta. Îți mulțumesc pentru cercetarea pe care ai făcut-o inimii mele. Te rog, Doamne, ajută-mă să trăiesc în smerenie, te rog să binecuvintez pe părinții noștri, să-i binecuvinteze în anii la aceștia și ajută-mă să fim un sprijin pentru ei. Amin. Tată Ceresc, vreau să-ți mulțumesc pentru că mă aflu în prezența Ta, Doamne. Te rog să mă ierși pe mine ori de cât eu n-am avut smerenie în viața mea, Doamne, și te rog să lucrez la viața mea, Doamne Iisuse, ca să-ți fiu plăcută tot mai mult înaintea Ta. Te rog, Doamne, să te îndur de toți bolnavi, Doamne, dar în mod special pentru Mariela Ștef, te rog să-i întărești ceea ce are, Doamne, te rog să-i dai sănătate și vindecare după voia Ta. Amin. Mulțumesc pentru îndemnurile cuvântului Tău și din această seară și te rog, Doamne, ca să ne ajut, Doamne, să, ca cuvântul Tău să-L trăim, Doamne, și să-L primim în viețile noastre. Binecuvântează pe cei bolnavi din poporul Tău. Tu știi pe fiecare pe nume, Doamne. Tu știi suferințele lor, Doamne. De aceea te rog, Doamne, ca îndurarea Ta să fie peste fiecare dintre ei. Binecuvântează și cuvântul Tău din această seară, Doamne, și ajută-ne, Doamne, ca cu toții, Doamne, să îl împlinim și să-l trăim în fiecare zi. Amin. Doamne Iisus, mulțumesc că am venit la church și te rog să mă bei și să fii cu oamenii în care este bolnav. Amin. Dear God, thank you for this day and that I could come to church and for me to be a light for others and for everybody who is sick that they would be healed and for me to do well in school this next year. Amen. Doamne Iisus, să mulțumesc pentru această ziua și te rog ca să ajuți pe Denisa ca să să heal her și pentru cei bolnavi. Amin. Doamne Iisus, să mulțumesc pentru această zi, să mulțumesc pentru cuvântul Tău și te rog ca să mă ajut să fiu smerit întotdeauna și te rog ca să fie cu toți cei care sunt bolnavi ca să dai vindecare. Amin. Doamne, Tată Ceresc, îți mulțumesc pentru că Tu ești Domnul și Mântuitorul meu. Și te rog frumos, Doamne Iisus, iartă-mă că de multe ori n-am trăit în smerenie. Și ajută-mă, Doamne Iisus, să fie o lumină și o mărturie pentru cei din jurul meu. Și te rog frumos, Doamne Iisus, pentru toți bolnavii din poporul Tău. Te rog frumos, Doamne, binecuvintează cu un balsam, Doamne, de alinare. De întărește-i, Doamne Iisuse, pe calea Ta și te rog frumos, Doamne, dacă este voia Ta, vindecă-i și îți mulțumesc pentru toate. Amin. Mă închid înaintea Ta și îți mulțumesc pentru cuvântul Tău, Doamne. Te rog și eu să mă ierți de orice duh de ceartă și de răutate, Doamne, și vreau să mă binecuvântez cu duh de smerenie, Doamne, și trăire în curățire și în sfințenie așa cum Tu dorești. Te rog și eu pentru cei care suferă în trup, Doamne, să Te atingi Tu de ei, Doamne, și să le dai vindecare, Doamne. Te rog pentru sora Pobega, Doamne, și pentru Dana Văduva, Doamne, și toți ceilalți, Doamne, care s-au fost amintiți. Îndură-te Tu după bunătatea Ta. Amin. Doamne, să cu recunoștință vin înaintea Ta și îți mulțumesc pentru sănătatea care mi-ai dat-o. Te rog să Te atingi și de cei bolnavi, Doamne Iisuse, în special pentru fratele meu din Spania și să-L ajuți, Doamne, în decizia care trebuie să o ia cu privire la tratament și îți mulțumesc frumos că Tu îl călăuzești și îți mulțumesc pentru bunătatea care Ți-o ales față de noi și față de El. În numele Lui Iisus te rog și îți mulțumesc. Amin. Mulțumim, Tatăl Ceresc, în numele Domnului Iisus, că-și din dragoste pentru noi, Doamne, Te-ai dat la moarte ca să ne faci copiii Tăi. Te rugăm, Doamne, ajută-ne, Doamne, ca cuvântul pe care l-am auzit în seara aceasta să-l trăim și în mod deosebit pe mine, ajută-mă, Doamne, să fii smerit, Doamne. Îți mulțumesc pentru toate în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Cu multă recunoștință venim înaintea Ta și să mulțumim, Tată din cer, că suntem în casa Ta. Este un har că suntem la cuvântul Tău. Îți mulțumim că ne-ai dăruit mântuirea și să mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi. Te rugăm să binecuvântezi bolnavii din poporul Tău de aici și din tot locul și pentru copilul nostru din Spania. Te rugăm să te înduri, să te apropii de El. Amin. Rugăciune cu Tatăl nostru. Știm cerul. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelile.
cine izbăvește pe cerul, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Luați loc. Haideți, vă rog, să ne închinăm Domnului cu darurile noastre în timp ce cântăm o cântare. Cântarea de sunt numărul 277. Tot ca și Iisus doresc eu a fi, tot ca și El vreau a mă umili, să am mai mult zel, mai mult dor a lucra, mai multă râvnă a face voia Ta. Seara aceasta, după terminarea serviciului, este repetiție de orchestră, da? Sperăm să fie destui orchestranți ca să poată să facă o lucrare bună, ca să se pregătească bine, să slujească Domnului. Mâine dimineață, cei care merg în tabăra Father and Son se întâlnesc la ora 9, la ieșirea de la Marengo, către Lina. Sâmbătă, vineri seara, cei care tinerii care sunt aici vor avea activitățile lor. Sâmbătă la ora 6, că va fi o întâlnire cu fratele Nicolescu și cu fratele Mitrofan, da? Din câte am anunțat în seriile precedente, fi întâlnirea aceasta cu cei doi frați. Duminică, frații anunțați vor fi aici împreună cu noi și ne vor împărtăși din experiențele lor cu Domnul și din cuvântul Domnului. Seara aceasta este cu noi familia Beldeanu. Au fost și la sărbătoarea aceasta pe care am avut-o în săptămâna trecută. Lor sunt
așa cum am spus din nou în seara aceasta cu noi, dacă fratele are un mesaj, un cuvânt de salut, să ne aducă, ne bucurăm. Să fie Domnul binecuvântat, frați și surori. Mă bucur că prin harul Domnului sunt așa, în America. Am stat în Atlanta 2 luni, mai stava și vreo 2 săptămâni și înapoi la Atlanta și înapoi în România. Mă bucur că Domnul este de partea noastră. Slavă. Este totdeauna cu noi. Ne ajută, ne întărește și ne dă putere. Nu m-am gândit că o să mai pot să iau parte vreodată să fiu în America, dar la insistența lui Erica, lui Felicia, Domnul ne-a ajutat. Eu mai mișc, nevastă mea mai greu. Dar slăvit să fie Domnul, pentru că El ne dă putere și la bătrânețe. Amin. Și atunci când nu putem, El ne mișcă pașii, ne dă putere, ne ajută. E un har din partea Lui. Mă bucur, m-am bucurat de sărbătoarea care s-a avut-o. Să fie binecuvântat Domnul, că numai Lui se cuvine, fiindcă sunteți o familie așa frumoasă, mare. Domnul v-a binecuvântat și cu tineri, și cu copii, și cu bătrâni. Toți împreună vrem să slujim Domnului. Vă aduc salutul fraților din Biserica Betel Codlea. Fratele Chiu a fost la noi, ne-am bucurat, sunt roade de pe urma lui, ne bucurăm, Domnul să binecuvinteze în continuare. Amin. Lucrarea Evangheliei și să ne ajute pe noi. Salutul bisericii este din a doua Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 5. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Iisus Hristos. Amin. Cred că l-ați mai auzit și e bine ca să avem inimile îndreptate spre dragostea lui Dumnezeu. Sunt atâtea lucruri frumoase. Vreau să vă mulțumesc pentru rugăciunile care au fost aduse pentru Radu. Mă întreba fratele Chiu, când am ajuns, cum e Radu? E bine, fraților. Slavă Domnului. Cu o bucățică de pancreas, Domnul poate ține pe om, dacă e Domnul. Toți cei care au trecut în urma lui, n-au durat 3 zile. Dar mâna Domnului vindecă și este puternică. Și unii întinde el degetul și se apropie el de vindecare, de bucurie, de pace, de liniște. Ce să vă mai spun? Dumneavoastră știți mai mult. Cuvântul Dumnezeu să ne mângâie și să ne îndrepte inimile. Citeam un verset așa de frumos. Aduceți-vă aminte. Sunt multe aduceri aminte. Multe aduceri aminte care sunt pomenite în Sfânta Carte pentru noi. Aduceți-vă aminte de cine? Sunt și bătrâni, sunt și în lanțuri, sunt atâtea aduceri aminte și aș vrea să vă citesc. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, da? Și uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Și dacă ne ducem în urmă pe firul vieții, ne ducem și ne uităm, avem să ne aducem aminte de cei care au suferit. Noi venim cu Biblia sub soară, ne venim cu Biblia în mână, venim, putem să și cântăm, putem să și vorbim din cuvântul lui Dumnezeu, dar alții au suferit în
înaintea noastră. Și ne-au lăsat o pildă vie de urmat. Aduceți-vă aminte, deși ei și sunt în lanțuri, sunt care sufăr și pomenim de atâtea ori în rugăciunile noastre. Este o aducere aminte pe care spune Domnul Iisus, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot și nu zice mai mult, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Lucruri care de multe ori ne împiedică să mergem la țintă și ne împiedică în înaintarea noastră, în creșterea noastră, în credință, fiindcă ne tragă înapoi, ne ducă înapoi, cu gândul, cu inima. Am vrea ca să învățăm. Pe scurt am spus așa câteva cuvinte. Și apoi ziceam, duci-ți-mă aminte, zice Apostolul Pavel lui Timotei, adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos înviat din morți. Cea mai mare aducere a minte pentru noi, pentru că învierea din morți este cea mai mare problemă. Oamenii zic că dacă ești mort, bun mort ești. Am mers în timpul comunistului la o stațiune la Olănești și am ajuns noaptea târziu și recepționera zice, du-te în camera aia, acolo îi se găsește un pat până mâine dimineață. Și acolo erau adunați din toate camerele. Și când am intrat în cameră, am pus bagajul într-o parte, am vorbit, i-am salutat, am vorbit cu ei așa frumos, nu știu ce am vorbit, nu mi-aduc aminte. Dar atâta mi-aduc aminte că au zis, să ridică unul și nu cumva ești din aia care crezi în învierea morților. Și m-a luat prin surprindere, măi, și să-i spui omul ăsta? Zic, dar meta, crezi că dacă mori ești bun mort? Dar și nu au venit de acolo, dar și lecția s-a ținut până după miezul nopții. Asta e nădejdea noastră. Pavel, pentru învierea morților, a strigat, sunt dat în judecată. Pentru aceasta. Pentru că am nădejdea aceasta a învierii morților, pentru că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Și aude Felix și zice, vreau să-l aud și eu. Și cu omul ăsta, ce vrei să spui? Și vine și nevasta și îl cheamă și îi spune, și așa de frumos îi vorbește Pavel, cât a fost predica, nu știm, că îi dă în scurt despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare. Sunt lucruri mari. Cum se capătă neprihănirea? Cum se ajunge la neprihănire? Ce simplu, ce frumos! I-a spus Pavel, așa de frumos l-a îndrumat. Și a spus despre înfrânare, pune frâna, pune frâna, Felix, că dacă nu pui frâna, ajungi departe. Da? Atâtea lucruri care le-a spus. La noi s-a întâmplat, nu a pus frâna când trebuie, a pus-o prea aproape și i-a agățat trenul. Mergeau la tinerii noștri, acum, mergeau la o întrunere de tineret. Și l-au agățat pe o parte, l-au dus mai parte, asta a fost un stâlp. Dacă te uiți la mașină, nu o cunoști marca. Dar ei au scăpat tepere, fiindcă Dumnezeu a venit vrăjmașul și a zis, ca tinerii, vorbesc, da? Nu s-a atins. Și vrăjmașul a avut, a prins prilejul, hai, dar Dumnezeu a zis, nu, viața voastră e în mâna mea. Și a scăpat, a ieșit frumos, m-am uitat la unul care vorbea cu cel care l-a închetat acolo la fața locului și nu avem nimic, uite, cu laptopul în mână, am ieșit afară, n-am nimic. Înfrânarea, și apoi vorbit despre judecată. Când eu am început să-i vorbească despre judecată, cum va fi, știi ce au zis? S-a ridicat părul în vârful capului. A început să tremur și nu știe, că zice îngrozit, ca să fie un om îngrozit e ceva. Îngrozit a zis, Pavel, gata, ai să vii altă dată, am să te mai ascult eu cândva. Asta e învierea. Pentru noi, învierea e o nădejde, o bucurie și Dumnezeu să ne binecuvânteze, frați și surori. Amin. Să avem nădejdea și asta că în curând va veni și El care a înviat pentru noi. A fost dat din pricina păcatelor noastre și a înviat
din pricină că ne-a socotit pe noi neprihăniți. Da, și El, care L-a înviat pe Domnul Iisus, ne va învia și pe noi împreună cu ei și ne vom prezenta în fața Lui ca să primim drepturile care El ne le va da acolo. Ne vom bucura o veșnicie. Sunt bucuros că am putut să fim și să particip așa cu dumneavoastră. Mai avem mai multe lucrări și Erica zice și mai aproape, mergem aici. Mergem, ne bucurăm și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Ca să rămânem credincioși și să-L așteptăm pe Domnul Iisus, că El vine. Amin. Numele Lui fie binecuvântat. Amin. Amin. Dacă este altcineva, frate, soră, care fie s-a întors, fie pleacă din mijlocul nostru și dorește să ne lase un salut, ne bucurăm. Dacă nu, vă rog să ne ridicăm și să citim cuvântul Domnului din Evanghelia după Matei, de la capitolul 25, începând cu primul verset. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din un de lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Vă rog să vă așezați. Am un coșmar, din când în când visez urât. Și am mai multe așa, de fiecare dată, nu visez de fiecare dată un vis nou. Coșmarul ăsta se repetă de când mă știu în școală, că merg la examen și nu sunt pregătit. Îl aveți și dumneavoastră, văd că unii dintre dumneavoastră zâmbiți. Nu aveți visul ăsta? Bă, da. Bă, am mai vorbit cu frații roșii. Sunt și alții care au visul acesta. E o zi mare, e un test și nu sunt pregătit. Domnul Iisus ne vorbește în seara aceasta și așa cum le-a vorbit și lor, celor care l-au ascultat în ziua aceea, despre cel mai mare test la care unii vor fi pregătiți și alții nu vor fi pregătiți. Am mers și nepregătit la examen și știți ce s-a întâmplat? A trebuit să învăț peste vară. Ceilalți s-au dus în vacanță și s-au simțit bine și așa. Și a trebuit să... Am stat cu grijă aici după cap și nu m-am bucurat de vacanță. L-am mai dat odată și am trecut cu ajutorul Domnului. M-am pregătit și mi s-a dat posibilitatea să mai mă pregătesc o dată. Mi s-a mai dat o șansă. Și americanii, they just love second chances. Și e adevărat că sunt multe situații în care ni se mai oferă o șansă. Dacă n-am fost pregătiți prima dată, mergem acasă, ne pregătim, mergem a doua oară la examen și așa mai departe. Există un test pentru care, un eveniment pentru care nu ne putem pregăti decât o dată. Pentru care nu mai există o șansă. Testul acela este, evenimentul acela este cel la care se referea și fratele Beldeanu, și anume revenirea Domnului Iisus. Pentru revenirea Domnului Iisus trebuie să fim gata. Acesta este mesajul pe care Domnul Iisus îl dă în contextul acesta mai larg. E un discurs mai lung care începe în capitolul 24, se continuă în capitolul 25. Central în discursul acesta mai lung al Domnului Iisus este ideea aceasta: vegheați dar,
pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. De aceea și voi să fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Există un eveniment cel mai mare, revenirea Domnului Iisus, care va inaugura împărăția lui Dumnezeu vizibil, în forma ei vizibilă aici pe pământ. Și împreună cu El, în bucurie, în împărăție, vor intra cei ce sunt gata. Cei ce sunt pregătiți la momentul acela. Și afară pentru totdeauna vor rămâne cei ce sunt nepregătiți la momentul acela. Cei ce vor fi la momentul acela nepregătiți. Și vreau să privim la câteva din elementele pildei acesteia și aș vrea să o înțelegem, așa cum am menționat deja, în contextul mai larg al cuvântării Domnului Iisus. Dați-mi voie să fac o paranteză. Și zice, îmi place joi seara. Mie îmi place întotdeauna la biserică. Joi seara îmi place pentru că nu ne grăbim. Și nu trebuie să termin în seara asta predica. Noi n-am niciodată suficient timp ca să zic, nu termin. Și atunci nici nu mă grăbesc ca să termin și vreau și spun tot ce, nu chiar tot, dar multe din lucrurile pe care vreau să le spun și n-aș putea să le spun în alte ocazii. E un lucru bun faptul că avem Sfânta Scriptură împărțită în capitole și în versete, foarte bun, pentru că ne ajută să identificăm și să ne orientăm repede, să găsim repede pasajul pe care vrem să-l găsim. Există și un mic dezavantaj în această împărțire. Împărțirea aceasta nu respectă întotdeauna structura textului în sine, ci impune o structură care câteodată este străină textului. Acum, la 24 cu 51, capitolul 24 cu 51, se termină acolo. Este o pauză și începe capitolul 20. În text, în cuvântarea Domnului Iisus, nu există pauza aceasta. De câte ori am auzit o predică din pilda celor 10 fecioare, întotdeauna, așa cum am citit și eu în seara aceasta, întotdeauna citirea a început cu versetul 1 din capitolul 25. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna. Dar nu cred că nu putem să înțelegem pilda aceasta dacă nu începem să citim mai sus, cel puțin de pe la începutul capitolului 24, când Domnul Iisus vorbește despre revenirea Lui și despre faptul că atunci, din doi oameni care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei care vor măcina împreună la râșniță, una va fi luată și alta va fi lăsată. Și ca să arate, aceasta este învățătura, că la venirea Domnului Iisus se va face o selecție și cei care sunt gata vor fi luați împreună cu Domnul Iisus, vor intra în bucurie, în împărăție și cei ce nu sunt gata vor fi lăsați, vor rămâne afară. Aceasta este învățătura pe care o dă Domnul Iisus în mare parte. Și pilda aceasta nu face decât să ilustreze învățătura aceasta. Atunci, împărăția se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Mai înainte ca să trecem la deslușirea pildei acestea, aș vrea să mai spun câteva lucruri, să ne familiarizăm un pic cu obiceiurile la care face referință Domnul Iisus, la nunta la care face referință Domnul Iisus, pentru că pentru ei era foarte familiar. Ce spunea Domnul Iisus nu era nicio noutate, ei înțelegeau pilda Domnului Iisus în context, pentru că au fost la nunți care s-au desfășurat după modelul acesta. Noi n-am fost niciodată, nu știm. De ce au ieșit cu candelele? Ce sunt acelea candele? Cum arătau? Ce rost avea ieșirea aceasta? Domnul Iisus face referire la obiceiurile de nuntă ale evreilor din secolul acela, primul secol. Am citit despre ele, nu vă pot da decât informația pe care am citit-o și eu. Și o nuntă se desfășura așa, ea lua mult timp. Întâi
tânărul și tânăra se logodeau și perioada de logodnă dura mult, un an. Nu era determinată fix, dar era, putea să dureze mult. În timpul contractul de logodnă era un contract binding, spun americanii, era valid. Avea aceeași putere de legământ cum are la noi cununia religioasă sau cununia civilă. Nu se testa unul pe celălalt în timpul acesta să vadă dacă se potrivesc. Odată ce erau logodiți, intrau în pregătirea pentru nuntă și mirelui revenea responsabilitatea să pregătească casa, să pregătească un loc. Și în timpul anul acestuia, mirele pregătea un loc, fie că mai adăuga la casa tatălui încă o cameră sau câteva camere, fie că își construia casa lui, pregătea locul acela. Și la lucrul acesta se referă Domnul Iisus în Ioan capitolul 14, la începutul capitolului 14, când le spune ucenicilor: mă duc să vă pregătesc un loc. Pentru ei a fost mult mai clar în mintea lor decât este pentru noi la ce s-a referit Domnul Iisus. S-a referit la nuntă, la obiceiul de nuntă. În timpul acesta mirele pregătea un loc, să aibă unde să-și ducă mireasa. Nu mergeau cu chirie. Și apoi venea să-și ia mireasa. Acum, se cam știa pe când e gata. Nu era chiar prin surprindere, dar exact nu se știa timpul, ziua sau ora când vine. Mirele pleca de acasă cu alaiului, cu un grup de însoțitori. Nu pleca de la el de acasă, ci pleca dintr-o locație necunoscută. Nimeni nu știa de unde. Adică nimeni n-ar fi trebuit să știe din casa miresei de unde vine. Și pleca. Mireasa îl aștepta. Și ea se pregătea în timpul acesta ce trebuia să pregătească mireasa. Și apoi, când erau semne că vine mirele, începeau să-l aștepte. Era un grup de tinere, fecioare, care stăteau în apropierea casei miresei și îl așteptau. Unul din grupul care îl însoțea pe mire venea înainte. Nu le luau prin surprindere. Venea înainte și când se apropia striga: iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Atunci tinerele acestea, alaiul acesta, aprindeau candelele, ieșeau în întâmpinare, împreună mergeau și luau mireasa de la casa tatălui ei și apoi mergeau cu tot alaiul, cu lumini, mergeau la locul pregătit, acolo intrau în casa aceea, în casa tatălui. După ce au intrat toți, se încuia ușa și începea ospățul de nuntă. Cum erau candelele, am văzut o fotografie cu candele de tipul acela. Știți câte erau? 4-5 intrau în palma unei mâini. Așa erau, de fapt așa am și văzut fotografia, o palmă cu o mulțime de candele în palmă. Erau foarte, foarte mici candelele acelea. Lucrul acesta ne ajută să înțelegem de ce s-au desfășurat lucrurile în felul în care s-au desfășurat. Vreau să ne oprim în seara aceasta aici, pentru că sunt alte activități și trebuie să ne dăm, să fim disciplinați cu noi înșine și să dăm posibilitatea ca toate activitățile să se desfășoare în bună rânduială. Numai aș vrea să ne despărțim în seara aceasta de la momentul acesta când medităm la cuvântul Domnului cu gândul acesta, pe care de fapt l-a enunțat și fratele Beldeanu. Că nădejdea noastră este că vine Domnul Iisus. Și aș vrea să nu pierdem din vedere lucrul acesta, că suntem ca niște oameni care așteaptă să vină mirele. Domnul Iisus ne spune așa: pentru că nu știți când vine, fiți întotdeauna gata. Dumnezeu să ne ajute să ne cercetăm, să ne verificăm viața, ca să fim întotdeauna gata să ne întâlnim cu Domnul Iisus. Amin. Haideți, vă rog, să ne ridicăm. Să încheiem serviciul din seara aceasta și rog pe fratele Aurel să ne conducă cu voce tare în rugăciune. Dorim, Doamne, să lucrezi la viața noastră, Doamne, să fim pregătiți, Doamne, să
te întâlnim, Doamne, și să ne pregătești inima să fim cu Tine în slavă. Amin. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cerul și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi. Amin. Vă rog să vă așezați.